Salut și bine ai venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena ta și lucrez cu oamenii de 43 de ani ca profesor și psiholog. La Gânduri cu Tâlc astăzi vreau să încep cu o întrebare. Oare de ce stau oamenii încrâncenați? Oare de ce pozează oamenii așa într-o figură austeră și nu lasă să se vadă ceea ce simt, ceea ce gândesc? Pentru că se tem. Toți oamenii au temerile, au fricile lor. Și una dintre cele mai puternice este frica de ceilalți oameni. Pentru că au fost răniți, pentru că au avut experiențe negative și pentru că în felul acesta ei consideră că nu se lasă descoperiți și nu sunt vulnerabili. Am să spun un secret. Cu cât ești mai impenetrabil și cu cât afișezi o figură mai austeră, cu atât ții mai departe oamenii de tine și asta nu este în favoarea ta. Pentru că avem nevoie de oameni, pentru că împreună putem să facem lucruri și pentru că întotdeauna oamenii ne vor ajuta atunci când îi tratăm corect, cu respect și cu iubire. Cel mai facil instrument prin care putem să deschidem inimi și, evident, minți, este zâmbetul, dragilor. Zâmbetul este cel mai ușor lucru de făcut și cel mai puternic, pentru că prin zâmbet ne manifestăm deschiderea, ne manifestăm bunăvoința, dorința de a ajunge la celălalt și cu siguranță când vom zâmbi, ceilalți vor fi și ei mai deschiși, mai abordabili, mai binevoitori față de noi. Vă spune un om care practică această terapie de foarte mulți ani și întotdeauna reușesc să rezolv ceea ce îmi propun pentru că încep cu un zâmbet și fiecare om să știți că este sensibil la zâmbete. Haideți să zâmbim mai mult și să ne încrâncenăm mai puțin. Te pup!